Bună ziua tuturor! Sunt Emilia Moraru, doctor, conferențiar la Academie de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău și vreau să-ți prezint în continuare un instrument foarte interesant, extrem de uim eficient și ușor de utilizat. Este vorba de platforma Canva care îți pune la dispoziție o multitudine de posibilități. Dacă nu ai ochi de designer, atunci Canva te ajută în acest sens. Prin intermediul ei poți crea diverse materiale, felicitări, postări foto, video și stories pe rețele sociale, prezentări, infografice, videoclipuri, meniuri, logouri, orare, certificate și multe altele. Pe platformă sunt diverse șabloane, astfel încât antreprenorii și toți utilizatorii să poată găsi și folosi ceea ce interesează. Este un instrument util pentru afaceri online, destinat oamenilor din zona SMM, blogging și marketing online. Haideți să o descoperim împreună. Pentru aceasta este nevoie să avem un cont pe canva și Mergem pe Google ca să dăm un search, să găsim acest instrument. www.canva.com, Apare. Am selectat și uh, vedeți că pe mine deja m-a dus direct pe contul meu, pe platformă, pentru că am deja un cont creat. Dar pentru cei care doresc să se logheze pentru prima dată, să-și creeze un cont, este extrem. De ușor de realizat acest lucru, utilizând o adresă electronică Gmail sau Facebook sau alte posibilități de conectare. Vedeți deja interfața platformei și uh, despre ceea ce spuneam. O multitudine de proiecte sunt pe care dumneavoastră puteți să le preluați de gata și să vă creați propriul produs digital cu un conținut extrem de interesant, într-o manieră creativă și inedită. Aici aveți toată lista de proiecte, infografice, prezentări, tot ce doriți, colaje, foto, post, pentru postări pe rețele de sociale, flyere și așa, pentru Instagram, multe, multe lucruri. Dacă ne uităm la meniul din partea stângă, vedem că avem aici mai multe șabloane, așa cum spuneam. Desigur că aici am și proiectele deja realizate de mine, sunt stocate aici și multe alte posibilități puteți descoperi din listând meniul. Așa, dar dacă mă uit în template-uri, deci în șabloane, vedeți că aici sunt puse deja pe subiecte. Însă aveți și aici pe domenii business, social media, video, marketing și așa mai departe, deci dumneavoastră puteți să vă alegeți domeniul și sigur platforma vă pune la dispoziție o gamă variată de soluții. Iată, dacă eu doresc astăzi să vorbesc despre lansarea unor startup-uri de exemplu, sigur că voi veni aici la business și văd toată lista de produse pe care eu pot să utilizez. De sigur că eu o să mă opresc la prezentări pentru că mi se pare un instrument foarte util în momentul când dorești să lasezi o afacere, adică să poți prezenta o concepție închegată a startup-ului dumneavoastră. Dacă, să zicem, aveți îndoieli că nu uh, întrunește, poate, uh, calitățile unui plan de afaceri conform unei rec structuri recomandate și în acest sens vă ajută platforma, pentru că aici este, sunt date modele de planuri de afaceri desfășurate, astfel încât să urmăriți să nu vă lipsească niciun element din structură, nicio secțiune să nu uh, lipsească din proiectul dumneavoastră. Așa Așadar, vedeți, dacă dau scroll, am o, o grămadă de idei pentru uh, a crea ceea ce doresc eu într-un fel cât mai interesant și creativ. Uh, eu o să uh, vă arăt astăzi de deci, o prezentare preluată de pe platformă uh, pe care deja am pregătit-o, deci am stocat-o în prezentările mele, uh, în proiectele mele, vedeți care eu le-am creat și o să mă opresc la un proiect de asemenea tip, deci, un business, o propunere de business, da? o lansare de afaceri. Dacă observați când dau click pe acest proiect, imediat mi-apar și instrumentele de editare, sunt foarte uh, multe, uh, cu varii posibilități și observați că prezentarea mea deja s-a încărcat toată aici, așa cum au pus-o cei care au conceput-o și mă ajută ca, dincolo de o prezentare interesantă a propunerii mele de afaceri, să, cum am zis, să am și o structură corectă a proiectului meu de afaceri. Așadar, dacă aș merge pe aceste slide-uri, vedeți că avem titlul, da? deci de, de propunere aici ar trebui să, să scriu, am introducere, da? context, conținutul despre ce voi scrie în acest proiect, despre echipa da? care lansează această afacere, valori, viziune, misiune, cine sunt membrii echipe, serviciile pe care doresc, este vorba de servicii network, care își doresc, de exemplu, acești tineri să lanseze, cine sunt clienții, deci pentru cine se adresează acest proiect și poftim deja proiectul 1, proiectul 2, pentru că au mai multe soluții și așa mai departe. Deci toate componentele de structură sunt foarte bine aranjate aici și inclusiv contact. Cred că este un proiect foarte interesant și, cum am zis, într-un design pe măsură. Ce puteți face dumneavoastră? Dumneavoastră, desigur că, având o asemenea prezentare și instrumentele puse la dispoziție, puteți folosi acest șablon, acest model, acest template, doar introducând deja datele dumneavoastră. Deci, aici puteți să vă scrieți pentru că vă permite, aveți instrumente exact ca în Word, dumneavoastră puteți schimba și muta cu locul anumite uh, texturi, să-l aranjați cumva sau să aduceți alte figuri, alte elemente de design, pentru că acest lucru vă permite. Vedeți, puteți să scoateți aceasta, să vă aduceți cu totul alte elemente dacă nu vă place acest template. Puteți să-l uh, modelați, să lăsați așa sau să aduceți noi elemente uh, și să creați un, uh, o prezentare, să zicem, mai personalizată. Puteți face acest lucru. De de exemplu, dacă eu vreau să scriu, pot să-mi aleg de aici fontul și să găsesc, de exemplu, vedeți, imediat se schimbă sau alt, altceva vreau să scriu sau să schimb, deci, fontul. Dacă nu vreau, desigur că dau andu și revin la cum a fost scris inițial. Așa mai departe, dacă vreau să văd dimensiunea textului. De asemenea, pot să schimb de aici, să adaug sau să micșorez textul, cum consider eu. Pot să dau culoare la, la text, de exemplu. Nu vreau să fie cu a, așa, cu albastru vreau să fie așa, de exemplu. Sau vreau să fie așa, sau nu știu ce preferințe pot să mai am. Uh, de asemenea, cum am zis, fiecare element, vedeți, se poate modela, se poate edita imaginea, dacă doriți. Este un lucru foarte bun, pentru că dumneavoastră puteți să vă luați doar anumite elemente dintr-o imagine, atât cât vă trebuie și să plasați exact în locul slide-ului, acolo unde considerați că este interesant și frumos. Deci dumneavoastră puteți edita imaginea, puteți să o tăiați, da? să dați crop și atunci vă ajută ca să micșorați sau să, să faceți altfel, cum doriți dumneavoastră, poftim ceva sau, sau am scos în general. Exact cu fiecare imagine se poate face acest lucru, deja este dat crop, vedeți, eu pot să mișc ceva. Uh, nu o să fac lucrul acesta, doar am arătat posibilitățile. Da? Mă întorc înapoi la varianta inițială, pentru că îmi se pare că e destul de reușită. Ce puteți dumneavoastră utiliza? Deci dumneavoastră puteți să folosiți imaginile care sunt deja pe platformă, da? aveți în partea stângă instrumentele, de asemenea, puteți uh, să folosiți anumite elemente care vă interesează. Unele încărcate de dumneavoastră, puteți să le încărcați aici, să le aveți în biblioteca aceasta comună și, la necesitate, să le, să le aduceți aici. Uh, puteți să încărcați de. De, de undeva, da? Deci, din computerul dumneavoastră să aduceți aminte elemente, așa cum am făcut și eu. Am adus diverse modele, elemente, care, pe urmă, le-am utilizat în proiectele realizate de mine. Puteți să vedeți tot felul de texte, cum pot fi înlocuite, iată, figuri geometrice, imagini, care, pe urmă, să fie ca elemente pentru slide-urile dumneavoastră. Deci, aveți o multitudine de posibilități. Uitați-vă, o grămadă de elemente care, simbolul, și așa mai departe, pe care le puteți aduce în uh, prezentarea dumneavoastră. Puteți include uh, audio sau uh, puteți include uh, video și așa mai departe. Asta este posibilitatea platformei în cazul unei prezentări de succes. Și uitați-vă cât de frumos arată. După ce dumneavoastră, de exemplu, ați finalizat, să zicem că vreți o altă poză, o ștergeți pe aceasta și, cum, am, cum ziceam, vă aduceți o altă poză. S-ar putea, poate, să nu o găsiți. Eu o să o șterg, da? Deci se face foarte ușor delete. Vreau să aduc tot o altă imagine, deci mă uit ce am eu ca elemente încărcate. Dacă mi se potrivește, ceva Să zicem că vreau imaginea aceasta, da, să o pun, că e tot legată de afaceri și atunci eu o uh, elaborez astfel încât ea să se încadreze foarte bine aici. Observați că s-a încadrat. E foarte ușor să se, se face lucrul ăsta și așa slide cu slide merg și redactez, înlocuiesc, scriu, uh, poate am un pic alt conținut, dar v-am zis, este bine că Deja structura este clară și dumneavoastră ușor puteți ceva modifica dacă nu vă reprezintă ceea ce este scris aici sau puteți lăsa așa cum este și să urmați această structură. După ce ați finalizat-o, desigur că dumneavoastră puteți să o prezentați, da? Vedeți, puteți să o prezentați. O să încerc acum să fac lucrul acesta. O prezint, dați prezent și iată, vedeți, o avem, o prezentăm și așa pentru fiecare, foarte frumos, putem direct să o prezentăm din Canva, dacă suntem la o conferință de lansarea startupurilor, startup-urilor dumneavoastră, deja puteți veni pregătit cu o prezentare foarte reușită, foarte interesantă, foarte clară, bine structurată, cu un concept și atunci cei care urmăresc proiectul dumneavoastră pot să înțeleagă mai clar despre ce este vorba. Observați că putem să dăm și prezent și putem să distribuim acest proiect. Deci avem mai multe posibilități. Putem să copiem linkul, putem să prezentăm, cum am zis, putem să prezentăm și să înregistrăm, putem să descărcăm. Da? Deci platforma ne sugerează în cazul nostru că putem să o descărcăm în format PDF și putem să dăm download și o avem salvată în calculator. Am vrut să vă arăt doar cum puteți elabora o prezentare de succes pentru startup-ul dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc mult succes în startupurile dumneavoastră.